consilieri, prin dispoziția numărul 211 din 7 septembrie anul curent, domnul primar a convocat ședința ordinară a Consiliului Local cu ordine de zi pe care ați avut-o făcut cu de invitații de participare la ședință pentru cele 5 proiecte de hotărâri. Ținând cont că urgența la nivelul administrației locale de adoptare încă 4 proiecte de hotărâri au fost supuse dumneavoastră spre analiză în vederea avizării pentru a putea fi aprobate în ședința de astăzi, când se va trece la aprobarea ordinii de zi, aș vrea să vă rog, domnule primar, să aprobăm inclusiv cele 4 proiecte care sunt în afara ordinii de zi și constituie urgență la nivelul Consiliului Local. Am înțeles. Bună ziua, domnule consilieri. Aș începe prin a ura un călător de bun venit copiilor care sunt reprezentanții Consiliului Local al Copiilor, ori nou ales. Bine ați venit în proședință de Consiliul Local adevărată, da? Astăzi vă rog să fiți atenți, să vedeți cum decurg lucrările acestei ședințe, așa încât în următoarea perioadă dumneavoastră să intrați în lucru cu inițiativele noastre și veți veni în ședința aceasta, în sala această ședință, să dezbatem ce probleme aduceți în fața Consiliului Local. Vă mulțumim că ați dat curs, domnilor consilieri, invitației noastre de a participa la ședința ordinară de astăzi. Avem un număr de 9 proiecte pe ordinea de zi. Am să-l rog pe domnul președinte de ședință să dea citire ordinei de zi și să supună spre aprobare ordinea de zi. Aveți acolo sau vă dau? Da, să citești aici și rămâne amestecat. Nu sunt amestecat. Da. La ordinea de zi, cum v-am comunicat și domnul primar, avem 9 proiecte. Proiectul numărul 65 privind înființarea organigramă și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență la tip B2 prin reorganizarea serviciului categoria 1 al Comunei Părvața Greți Bacău. Proiectul numărul 66 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Părvața în Consiliul de Administrare a Școlii Generale Părvața Greți Bacău. Proiectul numărul 67 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local și a unui membru supleant în cadrul Comisiei de Evaluare a Probei de Interviu a concursului pentru ocuparea funcției director Școlii Generale Părvașca Județul Bacău. Proiectul numărul 68 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022. Proiectul numărul 69 aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor cu a Comunii Părbască din Lacău pentru 2022. Proiectul numărul 70, aprobarea documentației cadastrale e prima înscriere în sistemul integral de cadastru și carte funcțională în imobile aflate în numele publice al Comunii Părbască din Lacău. Proiectul numărul 71, privind aprobarea indicatorilor tehnici economici și asigurare de la bugetul local, a cheltuielor pentru achiziționarea obiectivului de investiție cazan la verificare. Și proiectul numărul 72, privind aprobarea devizului general și a indicatorului de economie și asigurării de la bugetul de stat, a cheltuielor pentru realizarea obiectivului de investiție, reabilitarea cercului civic al Comunii Părbască, Râsul Bacău. Și proiectul numărul 73, privind aprobarea traseului privind mod de utilizare a microbuzului de transport școlar pentru elevii școlii gimnaziale Părbască pentru anul școlar 2022-2023. Supun la vot proiectele civilizării și de acord. Mulțumim. Dau cuvântul domnului primar pentru a face o scurtă prezentare a fiecărui proiect care vin a prezentat în ședință. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta primul proiect de hotărâre pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba de raportul compartimentului de specialitate al proiectului de hotărâre numărul 65 din data de 30 august 2022, care a fost inițiat de către domnul primar al Comunei Părbască, având la bază raportul șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență, ținând cont că la nivelul Comunei Părbască până la data prezentei, serviciul voluntar era situat în categoria 1.
pentru intervenție la nivel local cu grupe de intervenții fără dotare, mă refer la autospecială, urmarea aprobării în Consiliul Local și achiziționării a unei autospeciale de stins incendii, astăzi ne transformăm din categoria 1 în formații de sprijin și voluntar pe situații de urgență de tipul V2, care necesită și va fi avizat de Inspectoratul Teritorial Bacău cu privire la organizarea noastră pentru a putea interveni cu autospeciala orice oră de timp de zi sau de noapte, așa cum prevede legea. La aprobarea acestui proiect de hotărâre avem un regulament de organizare și funcționare și avem un organigram. Așa cum ați văzut, înainte de a vă iniția și a vedea proiectul de hotărâre, în anexa numărul 1 la proiect avem la comandă șeful serviciului pentru situații de urgență, care este angajat prin concurs în cursul anului curent, care are în subordine un compartiment de prevenire format din 9 persoane, din care un șef de prevenire și 4 specialiști, o formație de intervenție, o grupă de intervenție specializată cu autospecială, conducători auto și persoane care deservesc autospeciala, și o echipă specializată formată din 11 persoane care alcătuiesc mai multe compartimente în cadrul serviciului de urgență. Regulamentul stabilește atât atribuțiile membrilor din cadrul cu serviciul voluntar pentru situații de urgență, cât și drepturile și obligațiile acestora atât timp cât sunt chemați pentru a interveni la nivel local. Nu o să dau citire întregului regulament pentru că este foarte stufos, l-ați studiat, l-ați văzut, dacă aveți depus întrebări sau solicitați clarificări, vă stăm la dispoziție după ce se trece la discuție. Mulțumesc, domnul secretar, pentru copiii care astăzi vin prima dată la o ședință de Consiliu Local, facem mențiunea că serviciul voluntar pentru situații de urgență înseamnă pompieri care acționează în primă urgență pentru a limita cauzul ăsta proporțiile unui dezastru. Da? Ferească Dumnezeu se întâmplă să iau în casă foc sau se întâmplă să, eu știu, să aibă loc un fenomen din ăsta neprevăzut al unei cărți de teren, inundații și tot ce se întâmplă, prima formație care intervine până din specialiștii suntem noi. Și pentru acest lucru, noi avem constituit la nivel de administrație publică locală serviciul voluntar pentru situații de urgență. Format din specialiștii care sunt angajați la noi și voluntarii care sunt racolați din persoane publice de obicei și oameni care au, știu eu, calități în legătură cu această procedură de a interveni. Nu putem să luăm cu noi oameni care nu se pricep și care mai mult încurcă decât să ajute. Da, cam asta este problema. Deci pompieri sunt serviciul voluntar, da? Când o să vedeți mașina de pompieri, să știți că ei sunt membri serviciului voluntar pentru situații de urgență. Proiectul numărul 66 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Corbasca, Comuna Corbasca, județul Bacău. Avem o adresă la Școala Generală Corbasca, care anul acesta, prin absorție, cumulează și Școala Generală Bacioiu, deci avem un singur director, o singură entitate administrativă, un singur Consiliu de Administrație, nu mai e nevoie de două consilii, pentru că numai, nefiind două școli, nu mai sunt cerințe pentru cel de-al doilea Consiliu. Din partea Consiliului Local, în fiecare an au fost desemnați prin hotărâre Consiliul Local membrii pentru a fi reprezentanți în acest Consiliu. Propunerea mea a fost ca pentru Consiliul de Administrație al Școlii Corbasca să fie desemnate doamnele Munceanu Maria și Băbău Mirica, persoane care lucrează în instituție, știu problemele instituției și ca atare m-am gândit eu că e bine să facă parte din acest Consiliu, să reprezinte Consiliul Local Corbasca în lucrările de acolo. Proiectul de hotărâre numărul 67 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local și a unui membru supraiant în cadrul Comisiei de Evaluare a Probei de Interviu a concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Corbasca, Comuna Corbasca, județul Bacău.
Date fiind evenimentele care s-au petrecut din iunie încoace, în urma adresei Ministerului Educației, școlile Baceu și Corbasca comasându-se, era nevoie de un director. Domnul director care a activat până la sfârșitul anului școlar anterior, nu a mai vrut să mai continue activitatea de directorat, motivat de probleme personale, drept pentru care la conducerea școlii a fost numită doamna profesor Duca Adriana. Pentru viitor este nevoie de organizarea unui concurs pentru funcția de director. Pentru acest lucru, Consiliul Local trebuie să fie reprezentat de un reprezentant din cadrul Consiliului Local. Noi l-am propus pe domnul Blănaru Mihai, profesor cu state vechi în învățământ, și supleant pe domnul Irimia Daniel, care are studii superioare și tot ce îi trebuie și pe care lucra și în învățământ, are expertiza necesară pentru a fi reprezentantul Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu. Mai departe, proiectul numărul 68 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2022. Am să vă rog să-mi permiteți să dau citire, dacă n-a citit toată lumea, raportul de specialitate, doamnei contabil. Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca pentru anul 2022, având în vedere documentele emise. Adresa numărul 2478 din 1.9.2022 de la Agenția Județeană pentru așa, evidența populației, nu, pentru educație aici. Se retrag, în urma rectificării de buget, se retrag de la capitolul învățământ 2000 de lei din bugetul nostru și se duc la bugetul de stat, că era nevoie de 2000 de lei, o chestiune de 2 lei. Adresa 807 din 6.9.2022 a Școlii Gimnaziale Corbasca, privind aprobarea rectificării de buget, ca urmare a fuziunii prin absorpție a Școlii Gimnaziale Bășeli către Școala Gimnazială Corbasca, conform ordinului de ministru 4.809 din 26.8.2022, privind reorganizarea rețelii școlare din Comuna Corbasca. Urmare a acestui aspect, absorpția înseamnă că cel care absorbe ia și datorii și beneficii. Prin urmare, bugetul școlii vine în bugetul local, care este buget mamă, și apoi se duce la școala absorbantă, care urmează să gestioneze de acum încolo tot ce înseamnă funcționare, cheltuieli și tot ce derivă din acest lucru. Referatul de necesitate numărul 6584 din 7.9.2022, emis de compartimentul asistență socială din cadrul Unității Administrative Teritoriale Corbasca pentru suplimentarea numărului de posturi finanțate privind acordarea indemnizației pentru persoanele cu handicap grav, care s-au accentuat pe parcursul anului de la 27 la 35, și suplimentarea capitolului bugetar cu sume din bugetul local pentru susținerea financiară a beneficiarilor cu suma de 61.000 de lei de la fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Local. Ați văzut că numărul de indemnizații pentru persoane cu handicap grav a crescut de la 27 la 35. Acest lucru a dus la epuizarea alocărilor bugetare la capitolul respectiv la data aceasta, urmând ca până la sfârșitul lunii să achităm sumele restante celor care sunt beneficiari. Din păcate pentru noi, asta este o chestiune firească, se mai întâmplă și la alte unități administrative, oamenii se mai și îmbolnăvesc, mai și îmbătrânesc, mai și au nevoie și atunci merg la doctor și vin cu certificate de încadrare la comisii de... Referatul de necesitate numărul 6786 din 14.9.2022, emis de compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Unității Administrative Teritoriale Corbasca, prin care solicită alocare bugetară în sumă de 42.000 de lei pentru completarea normei de dotare necesară avizării serviciului nou înființat. Propune redistribuirea sumei de 54.000 de la capitolul Poliție Locală, care nu este angajat astăzi, la serviciul nou înființat, la serviciul voluntar. Cererea de solicitare finanțare, tranșa a treia,
numărul 6544 din 6-a 9-a 2022 către UNICEF România pentru proiectul FRDS, asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili în România, finanțat din fonduri externe nerambursabile în sumă de 181.630 lei. Asta, suma trebuie să intre în bugetul local, trebuia prevăzută. Proiectul de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru actualizarea obiectivului de investiții în continuare, amenajare, centri civice Corbasca, necesită suplimentarea sumei inițiale de 1.058.000 cu încă 500.000 de lei, total 1.550.000, necesar pentru anul în curs. Suma de 500.000 va fi redistribuită de la obiectivul de investiții, reabilitare, drumuri agricole, refacerea zonei afectate de calamități, pentru care derularea investiției va fi derulată anul viitor. Astea sunt motivele care stau la baza hotărârii de rectificare a bugetului local. Dacă sunt întrebări, sigur, noi o să fim la dispoziția dumneavoastră la sfârșitul discuțiilor și atunci veniți și primiți răspunsuri clarificatoare. Proiectul numărul 69, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2022. Planul de analiză și acoperire este foarte important. Nu mai țin minte dacă el a mai trecut prin Consiliul Local. Este o lucrare destul de voluminoasă. Ea cuprinde absolut orice aspect care ar putea reprezenta vulnerabilitate pentru Comuna Corbasca, care este analizat de specialiști și acoperit de noi cu resurse și cu forțe pentru, ferească Dumnezeu, intervenții. Deci dacă ați avut ocazia să vă uitați pe el, este foarte bine. Dacă n-ați avut ocazia și sunteți interesați, îl găsiți la sediul primăriei sau puteți doar legătura cu șeful, sigur că da, cu șeful SVZO, care vă dă tot felul de referințe legate de acest aspect. Sunt zone cu predispoziție la alunecări de teren, zone inundate, zone cu, în sfârșit, tot ce trebuie cuprins în acest plan. Proiectul numărul 70. Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobililor aflate în domeniul public al Comunei Corbasca, județul Bacău. Am trecut la măsurarea tuturor imobilelor, că nu numai străzile sunt imobile din domeniul public, dar acum în primă lucrare avem străzile și cred că am prins în asta 21 de străzi. Ele sunt vreo 90, asta înseamnă că vor mai urma hotărâri de Consiliul Local în legătură cu acest aspect. Este nevoie de măsurători amănunțite, de introducerea lor în inventarul domeniului public, așa cum scrie la carte și nu cum a fost până acum. Avem un inventar care este o chestie aleatorie, așa, adică drumul de la, nu știu, de la Chiper până la Lucan, este de la Chiper până la Lucan, nu are nici denumire de stradă și acum are, în sfârșit, după nomenclatorul stradal, nu are nicio suprafață, are doar o lungime și o lățime. Ori, în continuare, în cazul implementării de proiecte de dezvoltare pe aceste suprafețe, trebuiesc cărți funciare, trebuiesc intabulate și trecute în evidențe așa cum trebuie, nu cum a fost până acum, da? Deci avem 21 de străzi, am fost la prefectură împreună cu domnul secretar, cu Vasile de la Urbanism și ne-am lămurit vis-a-vis de acest mod de lucru. Sperăm să nu avem probleme. Dacă ați putut parcurge cele 21 de străzi, cred că sunt în Corbasca, doar? Nu, și scărișul. Da, în regulă. Bun. Proiectul numărul 71, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurării la bugetul local a cheltuielilor achiziționării obiectivului de investiții, cazan, gazeificare, Atmos, DC70S. Centrala de la sediu pe care îl folosim ca și sediu administrativ este veche de, cred că, 15 ani. A putut să facă serviciu până anul trecut, lucru pentru care îi mulțumim. Anul ăsta nu mai poate și, drept urmare, am venit în Consiliul Local pentru a ne aproba această cheltuială în vederea asigurării agentului termic pentru funcționarea instituției.
Proiectul numărul 72 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economice asigurări la bugetul local al cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, centru civic Orbasta. Lucrare pe care ați mai văzut-o în Consiliul Local, are un deviz general și un, și un buget reactualizat. Valoarea lui crește motivat de faptul că piața este dinamică și se rostogolește în fiecare zi. El este în faza de achiziții publice, urmează să fie, eu știu, achiziționat de cine o găsi să-l facă. Așa că l-am actualizat și noi prin sume adăugate acolo. Sperăm ca să înceapă anul ăsta și să ne apucăm și de lucrul ăsta, că tot îl plimbăm și o să-l actualizăm până la amețim. Proiectul de hotărâre numărul 73, privind aprobarea traseului microbuzului pentru transport școlar, elevii școlii gimnaziale Corbasta pentru anul școlar 2022-2023. În fiecare an, acest proiect de hotărâre este supus aprobării noastre, pentru că în fiecare an există alt traseu, din păcate, pentru că elevii scăzând numeric, se mai modifică și traseul microbuzului. Acestea sunt cele 9 proiecte de hotărâre care fac obiectul întâlnirii noastre de astăzi. Vă rog, domnule președinte, să trecem la discuții, înscrieri pentru discuții și noi vă stăm la dispoziție să vă răspundem la interpelări. Ați ascultat prezentarea de fiecărui proiect în parte. La înscriere în cuvânt, vă orientați la care proiecte vă axați sau vă orientați cele 9 proiecte care noi le-am aprobat astăzi în Consiliul Local. Cine dorește să ia cuvântul? Eu. Domnul Irinia Daniel. Domnul Irinia. Altcineva? Da, nu, vreau să precizez doar pentru planul ăsta. Aveți mare grijă că eu am citit după ăsta. Am citit de prea vazlui, de prea trebuie trecute toate. Pentru că în cazul unei calamități, nu o să vă aprobe banii. Dacă nu-i trecut în planul ăsta. Sau eu știu, o să dea. Deci asta cuprinde cutremuri, fenomene hidrologice, starea drumurilor, starea de sănătate a populației, chiar și imobilele din comună. Deci totul, drumuri. Deci în planul ăsta ar trebui trecut tot. El se întocmește de către un comitet local, dacă l-a stabilit cu o comisie, în diferite domenii de activitate. Și altă problemă în afara proiectelor, îndreptați drumurile agricole. Drumurile agricole. Începe campania de toamnă, sunt rupte, se răstoarnă oamenii cu utilajele. Știu că o să ziceți că nu e motorină, dar găsiți, de la Putin, de la... Da. O să răspundem la urmă interpelărilor, ca să nu întrerupem și răspunderilor la cuvânt. Cam atât. Da, mulțumim. Altcineva? Pot vorbi și elevii. Dacă am înțeles ce. Da? Dragi domnilor consilieri, domnul Abave. Sunt de acord cu toate proiectele, dar am o întrebare. Cât s-a angajat sunt la serviciu de pompieri? Doi. Atât. Angajați pe partea lui. Când mă treabă oamenii și nu știu ce să vorbesc. Doi. În legătură cu școala. Sunt de acord cu numirea doamnei Milica și a lui doamna Vânceanu, pentru că sunt în domeniu. Și domnul. Alte poveste. Ce să l-avem? Iar, nu știu. E altă poveste, bă. Nu știu. Să sperăm în special că nu o să avem nevoie niciodată de mașina de pompieri.
Să trăim cu speranța că... Să ruginească degeaba. Să ruginească în curtea primăriei, e mai bine așa. Aia poate fi folosit și în caz de secetă, să ducă apă la oameni. Da, nu neapărat, am, zis, am zis că să n-avem parte de ea niciodată. Da, mulțumesc. Așa, încă o întrebare, asta la diversii. Avem și beculeasă, în special la bord acolo. Ar trebui... Ia, da, dar se bage, curentul se bage la program, într-adevăr, n-are rost să meargă toată noaptea. Păi, dar nici nu merge este toată noaptea. Au mers, până acum au mers. Cum până acum? Mers toată noaptea, cum? Mers. N-are rost, primăria dă o grămadă de bani, o grămadă de bani dă. Au mers toată noaptea. Au ceva, domnul, la proiect de reprezentante? Asta sunt de acord și cu numerele doamna Mirica și doamna... Cu domnul Naruș, domnul Irimor. Da, domnul, dar suntem în domeniu, cum? În domeniu. Aici că nu sunt evaluare. Sunt în domeniu. Da. Cele a, și să dai examen pentru directorul. Cele director, da. Să vedem cine să-mi scrie. Deci nu s-au scris încă. Da, altcineva? Să fie o procedură de eu mă scriu, cine? Eu mă scriu, eu îmi dau notă. Cine a ridicat mâna și l-am văzut. Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre să beneficie comunei noastre. Mulțumim domnului primar pentru încrederea pe care ne-a dat-o să facem din nou parte din Consiliul de Administrație al Școlii Corbasca și are perfect dreptate că noi știm problemele. Buni, mai puțin buni, că ca peste tot sunt probleme. În orice instituție, nu cred că așa. Bine că se rezolvă și cu microbuzul școlar, cu traseul, ca să nu ne mai care pleacă, cum pleacă, de unde vine, care convine, sunt discuții, că nu are nimeni răbdare și se rezolvă și problema asta. Vreau să întreb cu cadastrul ăsta, ce, dacă beneficiază doar pentru domeniul public, nu și persoanele... Da. Scrie proiect. Că nu e același lucru, da, dar lumea ne întreabă și să știm ce să spunem, dacă... Nu, cadastrul sistematic este o lucrare distinctă de față de ce facem noi pe străzi, da? Cadastrul sistematic se desfășoară în extravilanul localității, a comunei Corbasca. Când se încheie extravilanul, o să fie și intravilanul, urma și Pășunea, lucru pe care l-am făcut noi, motivat de faptul că la... În aprilie 2023 expiră contractul de concesiune și acolo trebuia să avem, este și o recomandare a auditului realizat de Camera de Conturi în acest sens, trebuie intabulată suprafața răspunsă. Deci, după ce se termină extravilanul, lucru de care beneficiază cetățenii, că să înțelegem, da? Cadastrul sistematic este făcut gratuit, practic, finanțat de Guvernul României, în beneficiul proprietarilor. Urmează intravilanul, după ce se termină extravilanul, lucru care nu e ușor, adică în extravilan chiar nu e ușor, pentru că nu sunt proprietari în viață, moștenitorii au arendat de multă vreme terenul și la această dată, dacă îl chem pe domnul Gheorghe să-ți arate unde sunt limitele sau cine se vecinează, nu mai știe, pentru că el nu a mai fost de 10 ani la bucată sau de mai mult de 10 ani de când nu l-are arendat. Ce facem noi pe drumuri este problema noastră, pentru că ne dorim să înscriem în sistemul integrat de cadastru și carte funciară tot ce înseamnă imobil din inventarul domeniului public. Asta e foarte bine. După acest lucru, după ce terminăm cu suprafețele și cu asta, urmează o hotărâre, ca să, o să meargă proiectul de hotărâre la Ministerul Dezvoltării, care ne dă avizul pentru introducerea de noi suprafețe și pentru ce am făcut noi astăzi aici. Și apoi îl avem ca și o Biblie a Comunei Corbasca, cu care o să mergem 1000 de ani de acum încolo, pentru că nu se mai modifică suprafețele, doar, nu știu cum, în cazul cataclismelor să dispară capete de stres sau eu știu ce mai e, ferească Dumnezeu. De drumul nu mai spune, cazul de ce situații cu... Astăzi așteptăm comisia de la prefectură, comisia mixtă, creată prin ordinul, formată prin ordinul prefectului, care astăzi vine la Corbasca și merge la Răchitoasa, am înțeles. După ce dumnealor vin și constată să încheie un proces verbal de calamități, pe care o să o citim cu picioarele în apă, vedem ce avem de făcut și intervenim de mâine. De mâine, da. De fonduri, o vedea, ne descurcăm. Vedem ce mai fi. Da. Da, sunt de acord. Mulțumim.
Da. Mai e ceva la divers. Întreabă oamenii când să fac șanțuri din Mărhila și drumul din păduri. Șoferii special. Noi am vrea pastul ștoală să se termine. Nu mai depinde de noi. O problemă pe care lumea de acum o știe. Societatea care lucrează pe drumul județean are probleme ca multe alte societăți din piața românească. Sperăm ca Dumnezeu să-i ajute să trăiască până termină lucrarea asta și după aia nu mă interesează ce-i cu ei, dar până termină sperăm să supraviețuiască. Nu mai e mult. Dar în păduri odată șterg la Silvii pe data aprobare? Se intre... Noi am terminat toată procedura. Ce o depins de noi a făcut tot ce am avut de făcut. Urmează să facă Consiliul Județean cu Direcția Silvică schimbul de terenuri și Direcția Silvică să treacă la marcat suprafața respectivă, societatea să treacă la... Asta nu înseamnă că terasamentul pentru drumul poate fi făcut. Eu am să insist în până în toamnă să fie măcar asfaltat. După aia lucrarea de consolidare o face ei, dacă o face. Nu cred că e o problemă cu malul ăla niciodată. Dar, în sfârșit, astea sunt discuții tehnice pe care noi le știu eu să ținem din umbră. Pentru că aportul nostru este unul de pe margine. Păi firma asta cred că e falimentară, că se chinuie la podul ăla, la Mărghiu, la face... Mai au și alte lucrări care urmau să fie recepționate și au fost, au mobilizat tot ce a fost lăsat ascult, de exemplu, la, mai au acum tot la fel, peste dealuri, la Răchitoasa. În sfârșit, așa se întâmplă. La recepții mai apar probleme. Și unde este din contract? Contractul se prelungește. Se poate. Asta da, da, ce mai merge un an, doi vii. Nu există. Și un an, doi, mă, dar până când nu se știu că ăsta care mai putru. Nu mai contează, numai să aibă ei să rămâne. Trebuie semnaliza ieri de noi, dar nu au străzi, trebuie să fie ceva în partea s-o să fie aia. Sigur că da. Deci au un pierd 30 de luni. Face un pilon pe zi. Deci o toarnă un pilon pe zi, vă dați seama, care vine în urmă. Eu le-am spus la toți, și avem și noi probleme cu oamenii din ăștia, le-am spus la toți că timpul înseamnă bani. Dacă nu au învățat lucrul ăsta, n-ai ce să le mai spui mai mult de atât. Dacă nu realizezi o lucrare în termenul pe care l-ai stabilit, peste termenul ăla înceapă să încep să curgă cu minus. Minus 10 lei, minus 20 de lei, în fiecare zi scap bani. Și la sfârșitul lunii, cu cât te întinzi mai mult, poate ai să pierzi mai mult. Înseamnă că ăștia scăpiri măcar lucrarea. Deci nu câștigă nimeni care iese din termen. Clar, toți care sunt în afara termenului lucrează din buzunare. Cine știe ce? Acolo e susținut de alții. Putin. Treaba lor, nu știu. Da. Numai că noi suferim. Noi, da. Altcineva. Deci, domnule Cătuș. Sunt de acord cu toate. Dacă aveți probleme. Da, da. Sunt de acord cu toate proiectele de beneficii pentru comunitate. Mă bucur pentru colegii că avansată funcție nu prea am fost atent cu asta. Cu ce? Ca director sau... colegul Irimia. Dar nu-i direct. Mă rog, merge. Comisia de evaluare. Deci în comisia de evaluare trebuie un profesor și în Consiliul Local. Dar eu citim... Și la diverse ce se mai spun? Problema cu drumurile astea. Dar ce se... Deja s-a consumat. De mâine suntem pe drum. Ok, au fost. Cum să fiți pe drumul? Acum dacă ieși, sperăm să și să fie... Cum să fiți pe drumul de mâine, domnul primar? Da. Așa ne stăzim. Pe baricare, cum ar fi. Intră aur la putere. Dar să fie ceva acolo. La noi e gratuit, nu știu dacă ați... Știu, am văzut, a fost acolo, nu a fost. Duminică, ne-ați avut fotografie. Nu la e să fiți acolo și una să fiți și la asta. Dacă știți, vă referiți la situația familiei Oprea în particular, putem discuta fără probleme. A, de ce? Bă, da, mă rog. Da, am zis, și reprezentant al urbei natale. Da. Și în calitate de consilier. Da, ce se întâmplă, chiar îmi pare bine că am avut discuția aici, vis-a-vis de acest aspect, sâmbătă seara știți că au fost ploi însemnate candidatei la Băcioi. Echipa de la Serviciul Voluntar a intervenit cu tot ce au avut în dotare, cu pompe, cu oameni, cu tot ce așa, pentru că domnul Oprea, în calitate de persoană nevăzătoare, a sunat de vreo 15 ori la ISU, da? De 15 ori într-o oră. Asta înseamnă că Serviciul Județean pentru Situații de Urgență a fost solicitat în mod nejustificat, cu același apel, timp de o oră. Timp în care în județul Bacău s-au întâmplat lucruri mai grave ca la Băcioi. Dar pentru că nu avem educația necesară, și subliniez, pentru că nu avem educația necesară în legătură cu ce se întâmplă în jurul nostru, facem prostii din ce în ce mai mari și din ce în ce mai dese. Că nu-i normal, măi, sunat odată, trebuie să ai în vedere faptul că omul ăla a transmis mesajul în teritoriu. Aici au venit oameni, într-un sfert de oră au fost acolo, maxim 15 minute au fost acolo la el. Când au ajuns acolo, băieții domnului Oprea erau în stare de ebrietate, unul din ei, unul Ion, îl cheamă, care conduce o mașină neagră bună, cu bani mulți pe care nu știu cum i-a câștigat.
A început să ia la ea peste picior. Băieții care s-au să intervină, că ce, uite, au venit pompierii, filmau cu live-uri, cu tot. Dar astea nu sunt lucruri, omul ăla trebuie lăsat acolo, din punctul meu de vedere, să se scalde ca lebă de albaltă și să, păi, dar stai un pic, eu vin să te ajungi tu, măi, la bășcălie, că n-am înțeles care-i poveste. Da? Și în jur de sâmbătă noaptea până luni dimineața, primarul și ploaia. Păi dar stați un pic, că lucrurile astea sunt chestii care se întâmplă. Situațiile de urgență sunt lucruri adevărate, care se întâmplă din când în când, sunt ciclice, dar se întâmplă, da? Dacă nu suntem de acord cu asta, haideți să mergem pe altă planetă, să vedem pe... Da, și mai dăm la televizor, lăsăm Taraful sau, eu știu, alte emisiuni cu muzică populară care ne plac. Mai uitați-vă, fraților, și la informații, la mesaje pe care noi le transmitem aproape periodic. Nu mai dăm foc la miriș necontrolat, nu mai facem, nu mai trecem, ne curățăm șanțul și nu scoatem țievile de dat rahatul de la WC-ul în șanț. Pentru că s-ar putea vecinului meu să nu-i placă sau nici celorlalți care trec pe drum. Dar nu, noi facem absolut tot ce e rău și avem pretenția ca să avem mai dreptul. Nu avem niciodată obligații. Fără obligații. Da. Păi, dar nu spunea că dacă ești consilier să mă duc să-i curăț eu lui la poartă. Pentru asta ați consilier eu. Și eu am fost consilier și am puțin la fel. Și să mă duc să-i curăț. Am fost invitat să iau lopata să-i curăț. Nu știi care este... Da. Rolul unui consilier la ora actuală. Haideți să mergem mai departe. Da, mai dorește cineva? De acum hai să încheiem și să punem la vot. Deocamdată dăm cuvântul domnului primar să dea niște răspunsuri pe care le facem. În general am răspuns interpelărilor. Domnul Ilimia, să știți că nu știu dacă ați citit planul nostru de, ăsta, de apărare și de analiză. El este complet, este actualizat în fiecare an. În legătură cu drumurile agricole, să știți că avem o relaționare extraordinar de bună cu cei care lucrează, cu arendașii care lucrează terenurile și la fiecare solicitare a fost pus la dispoziția dumneavoastră utilaj pentru profilarea drumurilor agricole și nu au fost niciodată probleme în legătură cu asta. Da? Puteți să întrebați și pe domnul Gavrilă și pe domnul Strasculat și pe cei care au solicitat și unde am văzut noi că sunt probleme, am mers mai mult decât atât cele două drumuri principale care deservesc suprafețe mari de teren, respectiv vreo 7.000 de hectare, sunt asfaltate și oamenii s-au putut folosi de ele cu prisosință. Doamna Frânceanu, vă rog. Sunt de acord cu toate cele nouă proiecte care sunt beneficii comunii noastre. Ați primit o adresă de la doamna director cu banii de bursă a copiilor din 2021-2022, care trebuia să luăm o decizie în Consiliul Nuța. E rectificat suma, la capitolul învățământ, e primul articol. La diversi voiam să vă rugăm, poate ne ajuta să ne faceți nouă acolo un par de joacă la copii. Mulțumesc că o să ținem cont. O să căutăm oferte și la ședința următoare venim un proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici pentru locul ăsta și area de acces la credință trebuie făcut. Am rugat pe doamna director să facă adresă. Mai insistați și noi astăzi să primim adresă, să o refacem că e deteriorată. Da. Fără probleme. Și aici, domnul primar, drumul ăla care toată viața a văzut până a venit domnul acolo, trebuie trimis acolo. După ce trece comisia mixtă, astăzi mergem mâine pe drum. La diversi voiam, de câte ori venim dimineața, am rugat să facem o placardă ceva acolo, să o punem. Sunt numai mașini și șoferul nu se poate... La grădiniță. Da, acolo cum se intră spre grădiniță. Vrem... Deci nu au voie să parcheze acolo. Stă șoferul 50 minute pentru... O să facem provizoriu... O să facem provizoriu niște marcaje sau indicatoare. Trecut. Eu sper să intre în lucru proiectul ăsta de amenajare a centrelor civice la cele trei sate, Chicorbasca, Scărișoara, Rogoaza, și atunci toată aleea, toată parcarea din fața noastră o să fie amenajată cu tot accesul către grădiniță și acolo vor fi și semnalizări rutiere, așa încât acolo și noi ne trezim la primărie cu mașină în curte, în fața porții. Da. Asta e
Da. Omul nu mai vede. Dacă îi va pompieri, oprește fața porții, nu trebuie să iasă unul cu utilajul, cu autogrede, cu ceva de aici. Anunțați? O să luăm într-o zi cu tingele să-i mutăm unul al râpii. Anunțați poliția și poate da amendă. Sigur că da, dar numai că noi avem poliții la facultativ aici. Și de nu parchează și pe alta, trece cu poliții, trece într-o facultativ. Dacă eu agăț... Poate la anul vom găsi să angajăm poliții comunitare. Da, poate da, Dumnezeu. Să vedea voi cu restricțiile astea bugetare, nu știu dacă mai angajat la poliții locale. Dar tot din ăștia voluntari, nu se poate. Bine, voluntari sigur sunt. Te-am găsit voluntari? Mulțumim. Amen, jumătate, jumătate. Domnul Bușcaș, aș vrea să spun ce două. Da, domnul secretar are comandă. În primul rând, vreau să vă aduc la cunoștință că avem un regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local, de modul de desfășurare a ședințelor ordinare, extraordinare și de urgență. Și prin urmare, având în vedere că avem un grup de 15 copii care astăzi învață de la noi ce înseamnă calitatea de consilier local, demnitar, primar, funcționar public, să avem în atenție cum ne exprimăm, cum vorbim, ce vorbim și când ne-am înscris la cuvânt, să ne terminăm cuvântul și următorul să ia cuvântul. Dacă transformăm ședința într-o adunare generală, unde se întâlnesc vorbuțele la stradă, n-am făcut nimic. Îmi cer scuze că am intervenit, dar așa stau lucrurile. Ne punem și pe sticlă, ne dăm și la televizor, văd și alții atitudinea noastră care o avem și cred că nu-i corect. Dar copiii învață de la noi. Așa că vă rog, nu interveniți peste primar, nu interveniți peste nimeni care are cuvântul. Dacă aveți ceva de spus, de asta vi se permite să luați cuvântul. Să spuneți ce aveți de spus în momentul când vi se dă cuvântul. Nimic mai mult. 2. Nu se părăsește sala de ședințe fără aprobarea Consiliului Local. 3. Nu mai intră nimeni în sala de ședințe după ce au început lucrările de ședință. Din funcționar, din oricine ar fi. Astea sunt niște reguli pe care noi trebuie să învățăm, să le păstrăm și să le cerem și altora care încearcă să convecească cu noi în acest spațiu. Așa e normal. Cer scuze încă o dată și vă rog să mă repetă. Ținând cont de ceea ce a prezentat domnul secretar, este bine ca în altă ședință să prezentăm regulamentul ăsta de funcționare a Consiliului Local, să-l reluăm, poate de atâția ani să mai invitați. Nu mai diminuăm. E regulă și propun ca în următoarea ședință să provocăm mai devreme ședința cu cel puțin jumătate de oră ca să putem rezolva toate problemele, să putem studia proiectele și să putem interveni în discuții cu aprecieri, cu propuneri și tot ce trebuie realizat în cadrul comunei. Deci noi suntem cei care aprobăm aceste proiecte, dumneavoastră sunt executivul care trebuie să ducă la îndeplinire și noi, dacă nu spunem câteva vorbe la fiecare proiect, vedem, oare este bine aici, suma respectivă e de ajuns, de ce e atât, de ce nu e mai mult, să prezentăm și bugetul local al comunei. De asemenea, mai propun să ne fie prezentat în Consiliul Local și datoricii din cadrul membrilor Consiliului Local, care nu au impozițiile achitate până la ora actuală, deci acum trece și luna septembrie, care este a doua tranșă de achitat, noi am aprobat să prima tranșă până în luna martie, a doua până în luna septembrie. Deci eu aș dori să aflăm și acest lucru, pentru că nu este bine, noi trebuie să dăm exemplu. De asta am ajuns și consilier, de asta am propus și nota lumea. Deci noi să fim un exemplu, ca să putem spune și lui Bădia Ion, lui Bădia Ionic, care are 100 de milioane, 300 de milioane de datorii, care, bani care ne putem realiza ce ne-am propus în aceste proiecte. Deci, noi, practic, acum am propus ce există în bugetul local. Ați văzut, s-o lua bani de la școală, s-o lua bani de la alte
cheltuieli care nu s-au făcut și ca să putem să ne realizăm ceea ce ne-am mai propus. Vedeți că la numărul de handicapați au crescut de la cât erau 28 la 35 și vorba de 7 persoane care necesită bani. Și asta de unde? Nu e din buget local? Din încasările care le facem la nivelul localității. Deci, cele nouă proiecte prezentate sunt viabile, sunt realizabile și executivul trebuie să urmărească să realizeze tot ce am aprobat în această ședință. Probleme, dacă nu mai sunt probleme, trecem la aprobarea proiectelor pe... Eu am scris aici. Nu sunt ordine la mine. Deci, proiectul numărul 65 cu privire la serviciul voluntar. Cine este pentru? Proiectul numărul 66 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii. Cele două persoane, sunteți de acord? Proiectul numărul 67 privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul Local al Consiliului Local și un membru supleant în evaluarea probei de interviu a concursului de director la școala Părmasca. Cine este pentru? În persoană domnul Blanaru și domnul Iridia Daniel. Proiectul 68 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Corbasca pentru anul 2022. Deci, m-a prezentat domnul primar cifrele, că nu le-am luat, unde trebuie să pună. Deci, sunteți de acord? Da. Mulțumim. Proiectul numărul 69. Aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor din comuna Corbasca. Se completează acest plan cu ceea ce s-a propus în cadrul discuțiilor și trebuie să prindem tot ce există risc în cadrul comunei și să-l avem în planul respectiv ca să putem acționa. Deci cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu. Proiectul numărul 70. Aprobarea documentației cadastrale. De primă, înscrierea sistemului integral al cadastrului și cartea funciară. Domnul primar v-a prezentat să va face cadastrul în extravilan, deocamdată, după ce se termină extravilanul, se va trece la intravilan. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, nu. Proiectul de hotărâre numărul 71. Aprobarea indicatorului tehnico-economice cu investiția care au solicitat să procure un cazan de gazificare pentru că cel care este acolo a depășit termenul și nu trebuie înlocuit. Sunteți de acord? Mulțumim. Împotrivă? Nu este nimic. Proiectul numărul 72. Aprobarea devizului general și a indicatorului de economie și asigurări de la bugetul local a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiții reabilitare centru civic. Cine este pentru? Mulțumim. Potrivă? Nicio. Și ultimul proiect, numărul 73, cu aprobarea traseului microbuzului școlar în cadrul comunei. Cine este pentru? Vă mulțumim. Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i citesc și eu pe cei 13 copii. Sunt 34 aici? Da, sunt 13. Care sunt astăzi prezenți aici la noi, să-i cunoaște și noi pe fiecare în parte. Dar, domnule Bar, în legătură cu cadastru, când vine cadastru acum, trece tot vechi proprietar? Sau noi proprietari care sunt copii? Proprietar, n-ai cum să nu schimbăm noi proprietarii cum doar ne schimbăm pe ei. 80% sunt decedați. Dar nu ai titlul de proprietate. Păi da, moștenitorii. Ar trebui trecut moștenitorii automate. Moștenitorii dezbate moștenirea. Un pic de atenție, rugăminte. Haideți să vedem copiii ca sunteți. Balcan Mihaela, Stradulat Andrei. Tu ești, bravo.
Băbo Alexandru. La liceu. Da. Munteanu Diana la liceu, cred, nu? Nu, este istorie. Extraordinar, vă cea mai bătrână de Diana. Încarcă Andreea Elena. Câmpanu Elena Camelia. Da? Romaș Daria. Nu, tu erai. Vieru Petruț. Da, o, Damian Nicoleta. Foarte frumos. Turcea Nicoleta. Știi ședință. Solomon Florin Bogdan. Ce-i deranjați în ședință? Marco Adrian Ionuț. Așa. Și Babașa Georgiana. Și mai este Zorogeu. Și Zorogeu, da? Și Zorogeu, da? Da, foarte frumos. Dacă astăzi, eu știu, nu ați înțeles mare lucru, eu aș dori să vă fac așa o subliniere, să înțelegeți ce e aici în sala de ședință, da? Ca să plecați cu idei informată cât de cât, așa, da? Vedeți aici în sala de ședințe, în jurul mesei, o mulțime formată din 15 plus 3-4 câți mai suntem aici. Ce în fața mea, ce este în fața mea, este masa Consiliului Local, formată din 15 consilieri locali, aleși de oamenii, de cetățenii din Comuna Corbasca, care reprezintă organul legislativ al Comunii. Dumnealor aprobă legi. Hotărârile pe care noi astăzi le prezentăm, proiectele de hotărâre pe care le prezentăm dumnealor, se transformă în legi în urma votului dumnealor, da? Legile acestea vin la noi înapoi. Noi suntem partea executivă a Comunei. Noi avem obligația să ducem la deplinire tot ce dumnealor votează în Consiliu, în ședința de Consiliu. Ați înțeles? Da? Deci partea asta de aici în față, respectiv dumneavoastră care veți fi în locul dumnealor aici la masă, veți fi organul legislativ al Comunei, al școlii, cum sunteți dumneavoastră, primarul care o să fie ales de către dumneavoastră, aici vorba de o alegere între dumneavoastră, o să fie aici cu secretar, cu viceprimar, cu ce alegeți dumneavoastră acolo, în cadrul Consiliului dumneavoastră, da? Dumnealor vin, au dreptul la inițiativă proprie să vină cu proiecte de hotărâri dumnealor, pot aproba sau nu proiectele noastre de hotărâri propuse de noi, sau pot veni proiecte de hotărâri din partea cetățenilor sau grupurilor de cetățeni, da? Conform codului administrativ care guvernează această adunare. Ați înțeles? Ați înțeles cineva despre ce vorbim? Ce avem noi în sala de ședințe astăzi? O ședință de Consiliu Local formată din Consiliul Local, care este organ legislativ, da? Aprobă legi. Toate hotărârile care le votează Consiliul Local se transformă în legi. Și organul executiv, cei care prășesc, aici, în partea asta, primar, viceprimar, secretar, aparatul de specialitate din cadrul primarului care e prin birouri la primărie, dar noi suntem organ executiv, facem treabă. Facem treaba pe care ne-o dau domnii consilieri. Așa și vreau astăzi, când o să fiți consilieri în sala de ședințe, să dați cu biciul primar și să-l puneți la treabă. Tot ce aduceți dumneavoastră ca și inițiativă în Consiliul Local este lege pentru primar și pentru aparatul de specialitate a primarului. Asta e ideea cu care trebuie să plecați dumneavoastră. Vis-a-vis de modul în care se desfășoară lucrările în Consiliul Local, există un regulament. Domnul secretar a făcut bine intervenția. Există un regulament care trebuie respectat. Sigur că ăla, regulamentul o să fie al dumneavoastră, se pliază pe vârsta dumneavoastră, pe inițiative dumneavoastră. Dacă o să vă uitați la televizor, la știri, care vă uitați la știri, vedeți că în Marea Britanie a murit regina. Dumnealor au obiceiuri de 1000 de ani, pe care le respectă cu sfințenie și astăzi, că lumea este în generația virtuală, am trecut într-o altă sferă. Suntem de acum, vedem lucruri pe sus, deasupra noastră, ei încă respectă tradiția de acum 1000 de ani. N-au lăsat un centimetru din tradiție în urmă, da? Așa trebuie să facem și noi. Măcar regulamentul pe care îl avem să-l respectăm și să procedăm conform celor scrise acolo. Dumneavoastră o să aveți un regulament propriu pe care o să-l creionați, probabil, împreună cu doamna Cristina, cu care o să funcționați în ședințele de Consiliul al Copiilor pe care o să le desfășurați aici. Vă așteptăm cu mare drag aici în sală, vă punem la dispoziție sala de ședințe, să vă alegeți primarul, să veniți cu inițiative și când dumneavoastră sintetizați, așa ca și o hotărâre pe care vreți să prezentați Consiliul Local, vă așteptăm cu mare, mare drag. Da? Ne bucurăm că ați fost astăzi alături de noi, vă felicităm pentru că sunteți dispuși să învățați și lucrul ăsta ne bucură și vă urăm să fiți sănătoși, să aveți rezultate bune la învățătură și să fiți peste 2, 3, 5, 7, 10 ani câți o să fii aici la sala de ședințe în locul
oamenilor ăstora care îmbătrânesc, așa e viața, da? Sănătate multă! Vă rog, vă rog, vă rog! Vreau de vedere că anul școlar abia a început și că dânșii s-au constituit deja în Consiliul Local al elevilor, urmare aceste inițiative, personal în calitate de jurist la nivelul aparatului de specialitate al domnului primar, vă invit într-o zi pe care dumneavoastră o agreați să vă pun la dispoziție actele legislative cu privire la organizarea administrației publice locale, la modul de lucru în aparatul de specialitate și la membrilor din Consiliul Local, în așa fel încât să conștientizați pe viu ce înseamnă calitatea de membru sau de consilier local pe care dumneavoastră o aveți prin Consiliul de Elevi, aveți inițiativă legislativă, vă permite codul administrativ acest lucru, numai că trebuie să vă punctați întâi punctele principale care vă frământă, la nivelul școlii, în cazul dumneavoastră, pe fiecare clasă, pe fiecare grup de cum v-ați constituit, puneți punctual una, două, trei, cinci probleme și veniți cu ea către mine și eu vă ajut să inițiem un proiect de hotărâre care să vină în sprijinul dumneavoastră. La nivelul școlii, mă foarte, da? În sensul ăsta. Sunt ajutul peste tot, sunt și la noi. Dar ne putem îmbunătăți în așa fel încât, când plecați de aici către școală, în clasele unde sunteți, să puteți spune copiilor cu care sunteți colegi ce activitate desfășurați și cum vedeți voi lucrurile. Pentru că este foarte important ca pe viitor toate clasele de gimnaziu de la nivelul Comunei Corbasca să înțeleagă atât modul de lucru în aparat, modul dumneavoastră de a învăța carte, că aveți vârsta care trebuie să vă bucurați de ea și să învățați, și pe urmă să înțelegeți când se iau hotărâri la nivel local și se transmite în teritoriu cu privire la buna desfășurare a lucrurilor voastre din comună, să nu mai trece la distrugerea bunurilor care noi le construim cu bani de la părinții dumneavoastră și de la părinții noștri. Adică nu ne dă nimeni bani din altă țară decât pentru lucrări foarte mari, pentru lucruri de curățenie, pentru lucruri de parcuri, reabilitare, sunt banii părinților. Am pus banii părinților noastre în parc, care nici nu l-am preluat și se distruge în fiecare zi. Am pus banii părinților dumneavoastră în flori, care se rup și se distrug. Am pus bani la școală ca să vă fie dumneavoastră mai bine azi decât ieri. Păstrați ce aveți. Și cereți mai mult colegilor, cereți mai mult profesorilor, pentru buna noastră, bun confort de la școală, că trebuie să aveți un confort, să nu stați în frig, să nu stați fără curent, să învățați carte, dar să și respectați ceea ce fac alții. Învățați lucrul ăsta. Am fost și noi copii ca voi și dacă nu învățam, păzam oile. Și eu vă doresc succes și vă acord și sprijinul total. Dacă aveți nevoie, eu vă stau la dispoziție. Sigur, luați decât doamna Cristina și intervenim. Domnilor, sănătate, vă urăm o zi bună. Cei prezentate aici, vă urăm toate bune. În legătură cu apa, domnul primar. Are apă. N-avem apă. Apă, dar drumul, în situație, dar drumul apă, stai bine. Apă, cum e?